Mihai Eminescu, omagiat la Muzeul Național al Literaturii Române, un important eveniment cultural intitulat Eminescu, poezie, artă, viață și dedicat Zilei Culturii Naționale, are loc în perioada 14-28 ianuarie în sala Ronda Muzeului Național al Literaturii Române. Rotonda Muzeului va adăposti cu acest prilej lucrările artiștilor Ionea Chițenie, Petre Chițenie, Adriana Bădescu, Cristian Bădescu, Ioana Ladea, Dan Munteanu și Vasile Popnegreșteanu. Nu întâmplător, ziua de 15 ianuarie, în care s-a născut marele poet, a devenit Ziua Culturii Naționale. E o tradiție a Muzeului Național al Literaturii Române ca comemorarea sau aniversarea unor mari scritori să fie însoțite și de expoziții plastice în onoarea lor. Săptămâna Eminescu a fost întâmpinată cum se cuvine și în școli unde copiii au pregătit programe artistice în onoarea marelui nostru poet. Anul acesta s-au împlinit 164 de ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu. Cu această ocazie, copiii au pregătit un moment literar emoționant. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut? Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Trei momente emoționante alături de copii, cu ocazia acestei zile importante pentru poporul român, de ce nu, sărbătorim 164 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, care ne-a dat, prin poeziile și prin operele sale, multă bucurie în suflete și liniște. Camera Deputaților a adoptat pe 16 noiembrie 2010 un proiect de lege prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naționale.